Veste bună pentru dâmbovițenii care se simt nedreptățiți de autorități. Ei pot consulta gratuit și fără programare Avocatul Poporului. Un reprezentant al Biroului Teritorial Ploiești se va afla la Târgoviște luni, 8 octombrie, între orele 10-14 la sediul Consiliului Județean, în spațiul pus la dispoziție în acest scop. Cererile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxă de timbru. Petițiile înaintate de dâmbovițeni trebuie să cuprindă informații complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate, drepturile și libertățile încălcate, faptele invocate, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzului administrației publice de a soluționa cererea, mențiune obligatorie dacă petiția face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanței judecătorești sau dacă a format obiectul unei judecăți, precizarea autorităților publice care au fost sesizate anterior. Totodată la cerere se anexează actele doveditoare. Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice, față de abuzurile suferite din partea funcționarilor publici sau autorităților centrale. Instituției Avocatul Poporului îi se poate adresa orice persoană care se consideră nedreptățită de o autoritate publică, mai puțin de cea judecătorească.